Ce faci atunci când ai coșuri? Pui un filtru. Ok, și în viața reală? Te ascunzi! Știu că par acum gata de selfie, dar n-a fost întotdeauna așa. Acum mă ajută lumina, mă ajută faptul că sunt un pic bronzată, mă ajută faptul că a trecut perioada aia lunii, dar dacă vă uitați la clipurile anterioare, acum câteva săptămâni aveam un crater fix aici între ochi. Iar în meseria mea de YouTuber, unde trebuie să te expui constant și lumea te judecă, înainte să deschizi gura, acnea chiar poate crea complexe. Și hai să vorbim un pic despre complexele pe care ți le dă prezența acnei, pentru că am fost complexată ani de zile de o acnee moderată spre puternică pe spate. Și asta a însemnat că mi-am scos din garderobă, inclusiv vara, tot ce înseamnă maieuri, tricouri cu spatele gol și rochițe. Știu că acum nu pare să am o problemă, dar credeți-mă, sora voastră vă simte. În fiecare an așteptam să vină vara și să ajung la mare, pentru că apa sărată în combinație cu soarele m-a ajutat să mai scap de coșurile de pe spate, dar îmi făceam scenarii cu săptămâni înainte cum o să fie primele zile, când eu sunt albă, plină de coșuri și trebuie să stau în costum de baie în prezența oamenilor. Și simțeam că toată lumea se holbează, simțeam că pe mine mă reprezintă doar acnea aia imposibilă de pe spate. A trebuit să lucrez foarte mult la încrederea în sine, care în perioada era... Deci știu cum e să simți că vrei să-ți iei pielea strat cu strat de pe tine și să o înlocuiești cu a unei prietene care are gene mai bune. Băi, și erau niște rochițe atât de drăguțe pe care voiam și eu să le port ca orice adolescentă și trebuia să mi le acopăr cu păr, mai ales vara, îmi lăsam părul mai lung, chestii care au răutățit situația de nu vă spun. Poți să te duci un pic mult că vorbesc despre chestii serioase? Pentru că, pe bune, atunci când ai coșuri, lumea se holbează. Și nu doar că se holbează, unii mai sar și cu sfaturi din astea nesolicitate. Ar trebui să devii vegan. Eu m-am spălat cu roa potbalului din Groenlanda și am scăpat de coșuri. De fiecare dată când mi-apare un coș, îmi pun pastă de dinți. Am făcut și o prostie asta. În anii eram în stare să mă dau cu absolut orice, numai să văd o îmbunătățire. Eram în liceu când mi-a ieșit un coș imens. Uite ce am barbă, înainte să ne facem ceva poze pentru ceva album de final de an sau ceva. Și pasta aia de dinți mi-a transformat coșul într-o chestie absolut oribilă, încât profa de română, trecând pe lângă mine, a crezut că este o gaură de piercing care nu-mi reușise. Și am lăsat-o așa, da, doamne, am încercat să-mi fac piercing aici și s-a infectat și uitați-vă. Deci, frați și surori de suferință acneică, știu prin ce treceți. Sunteți foarte conștienți de voi înșivă, pentru că asta fac coșurile, asta face prezența coșurilor. Te face conștient de tine, îți dă o anxietate socială cu care te lupți de fiecare dată când ieși din casă sau de fiecare dată când te privești în oglindă. Te simți judecat, asta pentru că în cea mai mare parte a timpului ești judecat. Și încrederea în tine scade semnificativ. Noroc că am avut iubiți care au văzut dincolo de frumusețea asta superficială, dar nu pot să zic același lucru despre oamenii din jur. Acum, privind în urmă, am senzația că acnea era oribilă mai mult în capul meu. Marea parte a problemei am rezolvat-o cu anticoncepționale, pe care le recomand doar după un consult medical și într-un dozaj care să se potrivească cu hormonii tăi proprii și personali. Vestea proastă e că acum, la aproape 29 de ani, încă mai apar coșuri, în fiecare lună înainte de menstruație și întotdeauna înaintea unui shooting sau a unei filmări. Yeah! Plus că sunt miopă și vreo 10 ore pe zi port ochelare. Ochelarii știu de coșurile care ți ies aici pe șaua nasului. Dar ce noroc că tehnologia avansează și nu trebuie să mergem până în Groenlanda ca să adunăm roa de pe frunzele de potbal, ci putem folosi creme accesibile ca preț, care se găsesc în România și care sunt produse chiar de un brand românesc. Par exemplu, cremușoara asta de la Farmec, care m-a salvat chiar zilele trecute pentru că mi-a ieșise un crater, uite aici. E o cremă ultraactivă în formulă concentrată din noua gamă Gerovital Stop Acne. Știți că nu vă recomand prostii. Folosesc de câțiva produse de la Farmec, poate știți că am mai avut colaborări cu ei, iar de când s-a lansat noua gamă Stop Acne, mi-au trimis un kit, stați să vi-l arăt,
kitul nou fier. Apropo, dați-mi un follow pe Instagram și dați un follow și contului Farmei de Instagram, pentru că în curând o să am un concurs, o să puteți câștiga și voi 20 de astfel de kituri ca să fiți toată vara gata de selfie. Revenind, această cremă, acest CC cream, aplicată după ce te speli cu gelul ăsta spumant purifiant. Am fost un weekend în vamă și după câteva ore de dans și zghihuială, această față angelică încă arăta ca stropită de rouă. De roua fotbalului din Groenlanda. Noua gamă Gerovital Stop Acne conține 6 produse destinate celor 3 etape. Curățare și purificare. Ca să nu încurci etapele între ele, fiecare produs are câte un 1, 2, respectiv 3 pe el. Acțiune și tratare și mascare și camuflare. Toate cele 6 produse din gamă sunt testate dermatologic și eficacitatea lor este dovedită prin studii clinice. Scrie pe fiecare în câte zile și pe ce eșantion a fost testate. Lupta cu acnea e în primul rând psihologică, dar dacă te ajuți de produse eficiente, scurtezi perioada în care ești complexat. Chiar oare cine are mai multe coșuri, băieții sau fetele? Acne? Acnea? Mie mi-a plăcut mult jocul ăsta de cuvinte. Mulțumesc pentru vizionare, sper să te ajute recomandarea mea. Eu am fost Anne Marie, noi ne vedem marțea viitoare. Ciao!